Suntem la un pas de o dublă epidemie. Avem deja una de rujeolă și în curând autoritățile ar putea declara și alta de gripă. Spitalele resimt deja presiunea numărului mare de bolnavi care stau cu orele în camerele de gardă. Camerele de gardă ale spitalelor sunt pline ochi din cauza infecțiilor respiratorii acute. Mulți dintre pacienți necesită și internare. Într-o singură zi, la Institutul Matei Balș ajung și 250 de bolnavi cu gripă sau rujeolă. Este un sezon de gripă care poate la un dat să fie complicat. Lucrăm la o capacitate maximă, dar ce reușim să eliberăm și încercăm să o facem în fiecare zi, acele locuri bineînțeles că se ocupă. Gândiți-vă că 20% dintre cei care se prezintă în fiecare zi sunt pacienți care au nevoie de internare. Medicii se tem că cel mai probabil ne așteaptă o epidemie de gripă. A explodat numărul de cazuri și de gripe, și de rujeole, și de insuficiențe respiratorii. Este posibil, da, să ne așteptăm la o declarare a epidemiei de gripă. Are multe cazuri grave cu insuficiențe respiratorie, că e vorba despre COVID, că e vorba despre gripă sau de rujeolă. Datele oficiale arată cât de gravă este situația. Până acum, gripa a făcut 22 de victime, iar rujeola alte 4. La cea mai recentă raportare a INSP, în doar 7 zile s-au înregistrat peste 100.000 de cazuri de infecții respiratorii acute, cu peste 40% mai mult decât în săptămâna precedentă. Medicine mai atenționează că boala nu ține cont de vârstă. Febră 5 zile, aproape 40, nu-mi trecea cu absolut nimic, așa am și ajuns să vin până la urmă la urgențe și dureri destul de puternice în piept. Acum mi-am dat seama cât de gravă e situația de fapt. La Institutul pentru Sănătatea Mamei și Copilului, camera de gardă, plină de copii bolnavi, este un adevărat furnicar. În moment foarte bun, epidemiologic vorbind. Avem îngrijorător de multe cazuri de co-infecții virale, adică gripă plus altceva. Făcea febră, dureri de oase și capul, durea foarte rău capul. Și ne-am gândit că la el la școală au avut cazuri de gripă și acum ne-a confirmat că are și el. Foarte moleșit, amețeală, capul nu putea să ridice capul după perne. Între 30 și 40 de cazuri de gripă sunt confirmate zilnic numai în acest spital. Cu toate că ultimele zile au adus temperaturi geroase, pare că frigul nu contribuie la eradicarea virusurilor. Virusurile, nefiind ființe vii, nu trăiesc, deci nu pot fi omorâte de temperatura rece, poate să fie oricât, minus 5 grade sau plus 6 grade, pentru virusuri care pot exista în formă contagioasă pe suprafețe, pe mâinile noastre, pe jucării, nu contează temperatura ambientală. Pentru a face față crizei generate de avalanșa de cazuri de gripă și rujeolă, spitalele au impus restricții de acces vizitatorilor. Testele de laborator au confirmat în acest sezon 22 de decese din cauza gripei. Se așteaptă rezultatele în cazul altor două tragedii, doi copii de 4 ani din Bacău și Prahova. Medicii spun că în ambele cazuri cei mici au ajuns prea târziu la spital. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Băiețelul de 4 ani a fost adus la camera de gardă a spitalului din Onești de mama sa. Ne-a spus că a prezentat tuse și febră în urmă cu o zi. În jurul orei 4 noaptea s-a trezit din somn, i s-a părut că ar avea febră, nu i-a administrat nimic, l-a luat în brațe și dimineața când s-a trezit copilul nu a mai reacționat. Toate simptomele indicau un caz de gripă. Am evaluat copilul rapid și mi-am dat seama că este în stop cardiorespirator. Am început manevrele de resuscitare, resuscitarea s-a făcut conform protocolului 45 de minute, dar din păcate a trebuit să declarăm decesul. Probele sunt analizate acum în laborator. În urmă cu numai o săptămână, o altă fetiță de 4 ani a murit în Prahova, după ce a ajuns la spital în stare gravă, cu simptome similare. Numărul cazurilor este în creștere în toată țara. Sunt toate, indiferent că sunt virale sau bacteriene, infecții contagioase, se iau din colectivitate, evident. Aici ar trebui noi să lucrăm un pic mai mult pe educație, pe portul măștii la persoanele bolnave, copii mai mari și adulți, pe izolarea la domiciliu a copiilor micuți bolnavi care nu pot purta mască. În a doua săptămână a anului au fost raportate peste 102.000 de infecții respiratorii, cazuri de gripă sau pneumonii la nivel național. În prima săptămână erau 72.000 de cazuri. Creșterea este de 41,1%.
Încă o noapte cu ger cumplit a străbătut România, iar minimele au coborât până la minus 17 grade Celsius. În capitală a fost însă de 5 ori mai frig decât la Bâlea Lac și asta din cauza unui fenomen meteo neobișnuit cunoscut sub numele de inversiune termică. Cei mai încercați au fost pietonii care s-au trezit dimineață că trebuie să pășească pe adevărate patinoare. Mai multe străzi din București s-au transformat în patinoare peste noapte. Pentru pietoni a fost o adevărată aventură și câțiva și-au pierdut echilibrul pe gheața periculoasă. E un dezastru total. Adică și eu mai acolo eram să mă duc jos de câteva ori. Ar trebui să facă ceva, să dea cu sare, să facă ceva, să curețe. Pentru că este foarte rău, cădem, Doamne ferește, ce se întâmplă. E rău. Toate străzile sunt așa, e gheață, geam. Ia uite și aici, numai aici, peste tot, domn. Cum e doamna, alunecă? Alunecă, da. Cam alunecă. Alunecă, mamă. La ora 8 dimineața, temperatura resimțită în capitală a fost de minus 10 grade. Un frig pătrunzător a îndurat cei care au așteptat în stații autobuzul sau tramvaiul ca să meargă la muncă. Nu stăm pe loc, da, facem mișcare, cât de cât ca să ne mai încălzim. Tot timpul aici în stație este mai răcoare față de în altă parte, pentru că este curent. Ca să facă față gerului, mulți apelează tot la piesa de rezistență în acest sezon, haina de blană. Cu o haină de blană foarte groasă, că e foarte, foarte frig afară, da. Și merg la servici și aștept în stație tramvaiele, care fiind foarte greu, și căciula mai groasă, și fular, mănuși. Uite, plovăr cu gât, căciula de blană, bocanci. În timp ce alții s-au folosit de câteva trucuri pentru a se încălzi. Cu ceai fierbinte l-am luat de aici, de la... Că e foarte frig și ieri a fost. Am ajuns greu la serviciu. Ne mișcăm repede, repede, repede și se fortifică organismul. Nici șinele șubrede n-au mai făcut față temperaturilor negative, așa că de două ori într-o zi, o șină de tramvai din apropiere de centrul capitalei a cedat și s-a rupt. 20 de tramvai au rămas blocate ieri dis de dimineață, în timp ce spre seară un tramvai a deraiat. Ce filmați-vă cum sar tramvaiile după șină? Urmați-vă, urmați-vă! La seară am mers 7 stații pe jos, la minus 5 grade, minus 6 grade. E normal că dacă întreb pe Vatman de o alternativă, zice că nu are nicio alternativă, dar ei pe site spun că bagă un autobuz suplimentar. Care autobuz? Nu a fost niciun autobuz. Vara, nu știu ce, se dilată șinele, iarna se contractă și tot așa. Așa e la noi în țară. Vi se pare ciudat? Mie nu mi se pare ciudat. Merge ceva bine? Nimic. De zilele viitoare, vremea se va încălzi treptat. După cele mai geroase zile din această iarnă, vremea se schimbă din nou radical. Se așteaptă temperaturi neobișnuit de ridicate pentru perioada care urmează. Colega mea, Oana Guran, știe ce previziuni au meteorologii. Bună seara, Oana, te ascultăm. Bună seara, Cristian! Astăzi a fost ultima zi de ger, de mâine se va încălzi treptat în toată țara, iar în capitală, de exemplu, de la minus 4 grade cât am avut astăzi, mâine vom avea maxime de 3 grade, adică mai cald cu 7 grade. Veștile sunt și mai călduroase pentru luna februarie, când meteorologii spun că temperaturile vor fi neobișnuit de ridicate pentru perioada respectivă. În prima săptămână a lunii, de exemplu, în București, maximele vor fi cuprinse între 1 și 11 grade. Nopțile vor fi ceva mai reci, însă minimele nu vor coborî sub minus 6 grade. Și în a doua săptămână a lunii februarie, maximele vor ajunge până la 7 grade și se vor menține așa până spre sfârșitul lunii. Așadar, putem spune, Cristian, că așteptăm primăvara. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere! Mai multe femei, unele trecute de prima tinerețe, au căzut în plasa unui fals general american. Escrocul era, de fapt, un egiptean rezident în România, care inventa tot felul de povești pentru a le cere bani victimelor. Cum acționa acesta, ne spune colega mea, Dina Iliescu. Bună seara, Dina, te ascultăm, ești în direct.
Bună seara, Cristian, bun găsit tuturor. Individul s-ar fi recomandat pe rețelele sociale drept ofițer american sau medic militar detașat în diferite teatre de operațiuni și ar fi ademenit în special femei dispuse să aibă o relație la distanță. Le-ar fi promis victimelor sale o viață de vis în Statele Unite ale Americii, totul în schimbul unei sume de bani cu împrumut. În realitate, bărbatul era de fapt cetățean egiptean rezident în România. Cel puțin 5 femei ar fi picat în plasa escrocului și ar fi trimis acestuia sume de bani importante, până la 30.000 de euro. Doar că în momentul în care individul se vedea cu banii în cont, acesta nu le-ar mai fi răspuns la telefon victimelor sale. Mai multe persoane au depus plângere penală împotriva lui, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru săvârșire infracțiunii de înșelăciune. Odată ajuns la audiere, egipteanul ar fi negat faptele. Ba chiar ar fi acuzat polițiștii din Târgoviște, dar și pe procurorul de caz de la DIICOT, de comportament abuziv. Dosarul se află în momentul de față pe rolul judecătoriei din Târgoviște, în fază de cameră preliminară, iar următorul termen este stabilit la sfârșitul lunii ianuarie. Deocamdată acestea au fost informațiile. Cristian, mă întorc la tine. După ce a devenit un adevărat trendsetter pe piața media din România, aducând milioanelor de români formate inspiraționale extrem de puternice, precum Exatlon, Survivor, Bravo I Still, Canal D continuă să surprindă. Ducem acum la nivelul următor ideea de reality, de aventură și repunem în discuție valori general umane precum prietenia, empatia, curajul și dorința de autodepășire prin cel mai mare experiment social din istoria televiziunii, Insula de 1 milion. Insula de 1 milion, cel mai mare experiment social din istoria televiziunii, este gata să cucerească publicul din România. Acolo unde regulile sociale nu există, acestea trebuie inventate. Cel mai intens show de aventură și cel mai mare experiment social din istoria televiziunii va uimi audiența. 50 de concurenți, o competiție individuală și cea mai mare miză din televiziune, 1 milion de lei. Oameni cu vârste, profesii și pasiuni diferite se vor arunca într-o competiție individuală pe o insulă paradisiacă pentru îndeplinirea celor mai îndrăznețe visuri. Concurenții pot deveni bogați peste noapte și își pot îndeplini visul dacă reușesc să depășească toate obstacolele competiției de pe insula de 1 milion. De ajutor în această încercare ieșită din comun le va fi, mai presus de orice, inteligența socială și abilitatea de a construi alianțe. Insula de 1 milion este show-ul în care prietenia valorează mai mult decât o avere. Canal D a dat startul castingului pentru acest format de anvergură, dedicat tuturor celor care vor să-și îndeplinească un vis. Mii de doritori s-au înscris deja pentru a participa la cea mai intensă competiție, Insula de 1 milion. Cu un nou terminal construit în timp record, aeroportul din Iași devine cel mai mare din țară după aerogara din Otopeni. Urmează montarea echipamentelor de ultimă generație, care nu există în acest moment pe alte aeroporturi din țară. Primii pasageri vor călători din noul terminal pe 31 martie. Terminalul 4 al aeroportului din Iași este de 10 ori mai mare decât cel în care sunt acum procesate zborurile externe. În momentul de față, cei minim 3,5 milioane de pasageri care vor tranzita aeroportul internațional Iași în anii următori vor aduce dezvoltare socioeconomică pentru comunitatea noastră. Nu există astăzi un motor de dezvoltare mai important în județul nostru decât acest aeroport internațional Iași și, practic, odată cu acest nou terminal, avem speranța că mare parte dintre ieșenii care astăzi reprezintă diaspora românească să se întoarcă din nou acasă. Investiția a fost de aproximativ 100 de milioane de euro, bani europeni, dar și fonduri de la bugetul de stat. Noul terminal are 3 niveluri, 7 porți de îmbarcare, 20 de birouri check-in, dar și 12 sisteme pentru self-check-in. And also sustainable building, we have a photovoltaic here, and I think it's an investment for the future. Aeroportul din Iași a încheiat anul trecut cu cel mai mare trafic din istoria sa, peste 2,3 milioane de pasageri. Asta înseamnă peste 15.000 de aterizări și decolări, în condițiile în care estimările inițiale arătau că aceste cifre vor fi atinse abia peste 15 ani. Ne dorim să avem pe data de 31 martie primul zbor Schengen, să fie practic în nou terminal și să inaugurăm astfel terminalul. De pe aeroportul din Iași se poate călători în acest moment către 24 de destinații, însă numărul lor va crește odată cu noua investiție.
Doamnelor și domnilor, știrile se opresc aici. De la ora 20 urmează serialul Poveste din Anatolia. Eu sunt Cristian Sabah, vă mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă vă doresc și nu uitați, aveți grijă de dumneavoastră. Bună seara, dragii mei! Astăzi au fost precipitații slabe sub formă de ninsoare la munte, în Maramureș, în Crișana și pe alocuri și în Moldova. Iar în Banat și pe arii restrânse din Transilvania am avut condiții pentru lapoviță și ninsoare. Maximele au fost cuprinse între minus 5 și 7 grade. La noapte vremea va fi rece, iar local în Transilvania, Oltenia, Muntenia și izolat în Moldova va fi ger. În regiunile sudice și sudestice, dar și în zonele de presionare, va fi ceață asociată cu depunere de chiciură. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări în Moldova și în sudul Banatului. Minimele nopții vor fi cuprinse între minus 15 și minus 2 grade. Mâine temperaturile sunt în ușoară creștere, dar chiar și așa vremea rămâne în continuare foarte rece, în special dimineața. Cerul va fi variabil cu unor ori trecătoare și sunt anunțate precipitații slabe prin centrul, nordul și în vestul țării, iar maximele vor oscila între 0 și 8 grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia cerul va fi variabil și se vor înregistra 5 grade în Târgoviște, 4 grade în Călăraș. În Transilvania temperaturile cresc ușor față de cele de astăzi, cerul va fi mai mult înorat, ninsori sunt anunțate doar izolat și vor fi până la 3 grade în Brașov, 6 grade în Sibiu. În Moldova cerul va prezenta înorări trecătoare, pe alocuri e posibil să plouă slab și vor fi 5 grade în Focșani, la fel și în Iași. În vestul țării cerul va fi mai mult înorat, mâine sunt așteptate și ninsori și vor fi până la 2 grade în Arad, 3 grade în Timișoara. În Oltenia vor fi și intervale cu soare mâine, se încălzește ușor și se vor înregistra, iată, 7 grade în Târgu Jiu, la fel și în Râmnicu-Vâlcea. În Dobrogea cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat și iar maximele ating 4 grade în Constanța, 5 grade în Tulcea. În capitală a fost o zi extrem de rece, cerul a fost mai mult înorat, în prima parte a zilei a fost ceață, vântul a suflat slab până la moderat, iar termometrul a indicat o maximă de minus 1 grad. La noapte se anunță în continuare vreme deosebit de rece, cerul va fi în continuare înorat, iar minima coboară la minus 6 grade. Mâine se mai încălzește ușor, dar atmosfera va fi una închisă. În jurul prânzului, maxima urcă undeva la 3 grade. La munte se anunță o zi cu atmosferă închisă, cerul va fi mai mult înorat, trecător vor fi precipitații slabe sub formă de ninsoare, în special pe creste, iar termometrele vor indica 0 grade în Semenic, 2 grade în Păltiniș. Iar acum, prognoza meteo personalizată. Ana Maria m-a întrebat cum va fi vremea mâine în Făgăraș. Maxima ajunge până la 3 grade și sunt anunțate ploi. Dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, aștept toate mesajele voastre, ca de obicei, pe adresa de mail meteoaron.canalde.ro. O seară excelentă să aveți, indiferent de vreme!